Da, domnule Bădescu, dumneavoastră ce părere aveți? Sunteți om de afaceri, vă loviți în fiecare zi de problemele astea. Cum vedeți viitorul? E sumbru, da. nu e sumbru? Dincolo de zona de afaceri în care am fost implicat mai mulți ani și mai mult anterior, sunt economist și ca economist, lucrurile nu arată bine. Există da. trei tipuri de problematici. Plecând de la ideea enunțată și de domnul Laufer, o problematică este una monetară. Sunt trei componente, politică monetară, politică fiscală și uh, arhitectura administrativă, dacă vreți. Și noi pe toate cele trei paliere suntem deficitari. Uh, vedeți, aceste datorii care se fac pornesc de la deficitele bugetare. Deficitul bugetar este din ce în ce mai mare. România se împrumută de 30 de ani, nu a mai avut excedent bugetar și faptul că un guvern uh, nu reușește să își dimensioneze cheltuielile la nivelul veniturilor din taxe, face ca să îl califice ca incompetent, pentru că principala uh, capacitate manageriară este aceea de a te gestiona, de a-ți. Uh, face cheltuierile la nivelul veniturilor. Ori de 30 de ani s-au perindat PSD, PNL, UDMR, USR, de 30 de ani nu a existat echilibru bugetar în România. Deci, în măsura în care românii și la anul ar continua să acorde votul către această zonă, din păcate, înseamnă că își merită soarta. Eu sunt însă convins că acest lucru nu se va întâmpla, pentru că nu, nu, nu e posibil. Da. Nu e posibil. Deci, deficitul bugetar partea monetară faptul că este scăzută puterea de cumpărare. Vedeți dumneavoastră în, în ultimii 20 de ani, masa monetară a crescut în România, dar și în lume, pentru că nici alții nu sunt mai breji, dar în România a crescut de 6 ori. În ultimii 4 ani, 4 ani, a crescut cu 60%. Da. Cantitatea de bunuri și servicii din economie nu are cum să crească cu 60% față de ceea ce există deja în economie, produs de-a lungul a zeci de ani, să crească în patru ani cu 60%. Da. Deci, acest, acest decalaj <coughs> între creșterea masei monetare și creșterea ofertei de bunuri și servicii. Face ca această cantitate mai mare de bani să se raporteze la o cantitate mai mică de bunuri și servicii. Și sigur, lumea spune: Prețurile cresc. Nu prețurile cresc, ci puterea de cumpărare a monedei scade. Și nu scade, ci este scăzută de către cei care fabrică moneda. Banca Națională. Băncile comerciale, prin sistemul rezervelor fracționare, deci sunt multiple moduri prin care masa monetară crește în, în economie, într-un mod defazat față de creșterea cantității de bunuri și servicii. Asta face ca oamenii să plătească din ce în ce mai mult și salariile, vedeți dumneavoastră, sunt ultimii pe flux. Salariații, pensionarii, care nu au acces. Cât mai devreme la această creștere de masă monetară, ei sunt prejudiciați, pentru că inflația are două componente. Odată că scade puterea de cumpărare a muncii tale trecute, tu nu mai poți să cumpere aceeași cantitate de bunuri și servicii pentru cele 8 ore pe care le-ai muncit da. în trecut. Și a doua componentă este această uh, distribuție a masei monetare în economie care se face inechitabil. Nu toată lumea are acces la banul nou creat, și banii se duc întâi la unii, la stat, la bănci, la cei mari, la salariații celor mari și ajung în momentul T2, T3, T4, T5, după câțiva ani, ajung la cei care au venituri fixe, salariați, pensionari și la ultimii pe flux, antreprenorii mici și mijlocii și salariații lor. Și ăștia se răcesc. Și, pormă, statul observă că a crescut inechitatea și inegalitatea. Da. Păi el a produs-o. Deci noi trebuie să acționăm într-un mod diferit Inechitatea și inegalitatea Știu eu, această, această, acest defazaj foarte mare Între cei mari și cei mici Are niște cauze obiective În principal monetare Țin distribuția monetară Și ele trebuie corectate Asta este situația